La mulți ani, domnești, la mulți ani, domnișani. Domnul primar Domneștiu a avut un noroc, pentru că din 2008 este condus de Zmădu. Fie că îl chema Năică și Dumnezeu să-l odihnească acolo unde este, să aibă grijă de el, fie următorul, Doru, prietenul nostru, da? Amândoi foarte bun gospodar. Dacă Domneștiu este astăzi și a fost scos din noroi, să știți că a fost scos din noroi prin munca oamenilor. Prin munca oamenilor în administrația publică și în echipă. Pentru că totul se poate, toate se fac în echipă. Ca și acasă, de altfel. Atunci când soția trage cu bărbatul la aceeași căruță, lucrurile ies bine. Dacă nu, se alege praful. La fel și în administrație. Când administrația locală, Consiliul Local Domnești, colaborează bine cu Consiliul Județean și cu Parlamentul și cu Guvernul mai departe, se văd lucruri măreți în localitatea dumneavoastră. Se văd investiții în Angel Salini, în canalizare, în asfaltare. Se văd investiții în școli. Se văd investiții în viața de zi cu zi a fiecărui român, a fiecăruia dintre dumneavoastră. Și asta pentru că toți lucrăm pentru a face traiul mai bun, traiul de mâine. Domnul primar, în afară de faptul că ne leagă o prietenie lungă și frumoasă, vreau să vă și felicit pentru ceea ce faceți. Iar în numele Consiliului Județean, dați-mi voie să vă ofer o diplomă de excelență în administrația locală, Primăriei Comunei Domnești și Consiliul Local Domnești, pentru activitatea desfășurată în administrația locală și contribuția adusă la dezvoltarea culturală, economică și socială a localității, cu prilejul zilei Comunei Domnești. La mulți ani, multă sănătate, să ne revedem sănătoși! Vă mulțumesc, stați o secundă. Să-i dai și patul domnului președinte Ion Muzără. V-am dat diploma dumneavoastră și căutați-o că e făcută după președinte. Și vă mulțumim.